să fie slovit. Mai puteți de cald! Wow! Ce soare, fain, au zilele astea! Cred că copiii au avut o bucurie mai mare acolo, în tabără, cu așa soare puternic și mă pregăteam de mesajul acesta și e mult în el vorba de anotimpuri și de schimbări și așa mi-era de cald săptămâna asta. Și făcea sens că mesajul lui despre în anotimpurile vieții Dumnezeu este cu tine. Și de-i cald, și de spic spic în floare și de frunză și de gheață și de dă cu gheață, cum odată în tabără. Dumnezeu e cu noi și haideți dacă nu prea mult să mai stăm odată în picioare, stați împreună cu mine. Uh. Mesajul din dimineața asta e inspirat din vreo 10 capitole, așa că nu o să citesc prea mult, o să citesc niște câteva versete, dar așa pe tare ca să, să putem măcar la unul din, din, din locuri să trasăm ceva. E, despre, e vorba despre viața lui Iosif și vorba despre patru, patru timpuri a vieții lui foarte, foarte importante, care le desprindem în dimineața aceasta și deschideți cu mine și uh, Sara o să mă ajute cu, cu sărire acolo la versete. Genesa 37, citesc câteva versete pesărite, da? Versetul 3. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că născuse la bătrânețe. Și a făcut o haină pestriță. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. Frații lui au zis, doar n să împărățești tu peste noi, dar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi și l-a urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-au mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Doamne, Tată, stăm înaintea ta în dimineața aceasta, Doamne, și... Așa cum ai dat mie cuvântul acesta, mă rog, Doamne, acum să îmi dai harul și ungerea necesară să-l pot transmite celor prezenți, celor care îl ascultă, Doamne, și mă rog, Doamne, să fie spre zidirea noastră, să fie spre îmbărbătarea noastră, Doamne, dacă vezi în dimineața aceasta aici oameni care sunt între sezoane, între ană, timpuri între timpuri, între vremuri, oameni care zdrobiți, oameni care să afectați de polen, oameni care să afectați de căldură, oameni care să afectați de frig, chiar, Doamne, mă rog tu să-i mă rog tu să să-i faci să înțeleagă că așa este la schimbări. Și mă rog, Doamne, să învățăm prin Duhul Tău în dimineața aceasta că Tu aduci diferite sezoane în viața noastră, diferite vremuri în viața noastră, diferite anotimpuri și toate sunt așa pentru că așa le hotărăști Tu și pentru că așa le stabili Tu și Tu toate lucrurile le faci frumoase și bune pentru cei care te iubesc pe Tine și, Doamne, noi te iubim pe Tine. Te rog, învață-ne și te rog, fi cu noi și mergi Tu cu noi. Amin, vă rog respectos să vă reașezați. Spunea versetul 3, Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fiai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și a făcut o haină pestriță. Așa și au făcut copiii ăștia ceva foarte pestriți acolo la tabără și copiii mă gândesc că nu-i nu școală duminicală, acum că suntem în vară, în vacanță, o să vorbesc mult despre Iosif, și imaginați-vă că așa de mult l-a iubit tată, tata lui, imaginați-vă că tata lui era ca și cel mai bătrân om care e aici astăzi cu noi și cu cel mai alt păr și el a născut un băiețel. Și așa de mult l-a iubit că a mai născut un așa de târziu și a făcut o haină așa, că l-a iubit mult și a zis, o zis să aibă o, haină foarte specială și în fiecare zi spunea ce mult, ce mult îl iubește pe el. el, la ceilalți nu le-au căzut lucrul ăsta chiar bine la același fras mai mare, care deja erau puternici, mergeau cu oițele la câmp. Și cam atât cu mădăritul și cu mesajul pentru copiii de acum, vă rog, rămâneți atenți, dar vreau să vorbesc mai mult la părinți, la tați. Am ales să citesc doar câteva versete, de la început, cum ziceam, că inspirat din vreo 10 capitole. Dumnezeu vrea să înțelegem azi că... El e în control indiferent de severitatea situațiilor care le traversezi. Viața e croită din sezoane, din anotimpuri, din etape, din perioade. Dumnezeu controlează timpurile și anotimpurile. Poate cineva te-a aruncat chiar într-un anotimp în care ești datorită unor situații foarte, foarte critice. Nu uita că Dumnezeu este și rămâne. El e Cel care conduce tot. Aș vrea ca astăzi să ne uităm la viața lui Iosif, cum ziceam, și la patru anotimpuri cheie, marcate de câteva veșmânte, de câteva haine, să le spunem așa. Și aș vrea să ne străduim să... Facem tot posibilul să vedem ce putem să luăm practic. Știți, dacă Scriptura doar o studiem ca un studiu biblic și doar ne uităm ce-a făcut Iosif și ce-a făcut frații și ce-a făcut Potifar și ce-a făcut Faraon și ce-a făcut soția lui Potifar, facem un studiu, dar dacă ni le însușim nou și vedem un pic unde putem să aplicăm ce la viețile noastre, mergem acasă mai transformați, mergem acasă cu speranță mai mare. Da? Te rog să mă ajut cu slide-ul cu slide, cu slide următor. Aici apare și haina aia pe să copii încă pe fază. La punctul 2, sigur, îi pierd pe toți. Da, deci în adotimpurile vieții Dumnezeu este cu noi și aici am am numit așa oarecum promisiunile lui Dumnezeu și purtarea lui de grijă miraculoasă. Da? Asta ar fi etapa aia hainii, haina purtării de grijă. Haina care i-a dăruit-o tatăl său, da? lui Iosif i-a dăruit-o haina protecției părintești, care e luată, știți istoria, e luată de frații lui și muiată în sânge, care să semnifice moartea. Se întâmplă ceva foarte crud acolo. Putem aici vedea ca un anotimp, ca la un început de drum pentru Iosif, da? Putem chiar lua o comparație la viața noastră, umblarea noastră în credință, da? Tatăl ne îmbracă, ne îngrijește, da? Visele care le avea Iosif, le putem lua în comparație cu promisiunile care Dumnezeu le-a făcut un timp în viața noastră legate de viitorul nostru, de slujire, de protecție peste familie, de a atinge unele idealuri, unele chemări în lucrare. Pune acolo ce îți vine ție în minte, tu știi ce ți-a vorbit Dumnezeu peste viața ta de creștin. Anotimpul acesta, dragilor, este exact ca și momentul în care poporul lui Dumnezeu, dacă țineți minte un pic mai târziu, după vreo multe sute de ani, este izbăvit tot din Egipt, când călătoreau prin pustie și Dumnezeu le dădea în fiecare dimineață o mană proaspătă. E acela acel notim din viața ta și din viața mea în care Dumnezeu se îngrijește miraculos de noi, prin oameni, prin circumstanțe, în viață care te ajută. Sunt trasate de Dumnezeu așa. El ne face cunoscute așa în parte, pe rând, câte un pic, de la un an la un alt an, planuri care le are pentru noi și ne ținem de ele cu mâinile. De câte ori auzi, Domnul mi-a vorbit că fiul meu va fi un evanghelist. Ați auzit așa ceva? Eu cred că ați auzit, eu am auzit. Oameni așa plini de entuziasm că au primit lucrul ăsta din partea Domnului. Domnul mi-a vorbit că voi fi binecuvântat eu, copiii mei și copiii copilor mei. Și asta am mai auzit-o. Și da, e așa o asigurare, o nădejde de care ne ținem și care ne face să primim, să primim ziua de mâine cu un alt imbol, cu o altă perspectivă, așa e? Suntem ca și adolescentul Iosif, cu o haină pestriță, așa frumos, colorată și care se vede cel mai iubit dintre toți. E ca și cum toate se întâmplă în prejurul nostru și o altă dimineață, o altă porție de mana, așa, sau hai să o luăm pe timpurile noastre, mai primește un, mese un mesaj așa pe BTP. Mi-a pus Domnul pe inimă să mă scos radul la timpul din chinare, aia că am vrut să mă duc să iau. Dar mai primește așa pe BTP câte una, mă, nu știu, așa m-a trezit Duhul Domnului în dimineața asta, fratele cu tare, musai. Și tot felul de mărturii, cum mi a purtat Domnul de grijă, miraculos, miraculos, miraculos. E ceva rău în asta? Nu. Dar să știi că acest sezon nu este destinația noastră. Atenție, nu am fost creați pentru asta. Vreau să fac un aspect foarte, foarte clar în dimineața aceasta. Nu vreau să se regăsească care va ofensa de aceste afirmații. Veți auzi de mai multe ori peste mesajul acesta afirmația oarecum să nu stăm să așteptăm un ajutor de la alții sau de la biserică sau de la alți oameni. Deci să nu cerșim oarecum, să o spui așa. Dar este o excepție. Sunt oameni care sunt în anotimpul în care au nevoie de intervenția miraculoasă și Duhul Sfânt îți va pune pe inimă, un suflet, îți va vorbi Duhul Sfânt, du-te ajută orfanul cu tare, du-te ajută văduva cu tare, du-te ajută pe cutare. Mereu vor fi oameni care ar vrea să muncească și nu pot să o facă. Ar vrea să aibă bani de pâine, dar nu-i au. Și Duhul Sfânt te va face pe tine conștient de lucrul acesta și te va face sensibil. Și o normalitate, da? Deci este și excepția aceasta, să fim sensibili și conștienți de această... Doar ca o generalitate, Dumnezeu ne trece de la mana proviziilor miraculoase la laptele și mierea, care este binecuvântarea mâinilor noastre în a produce. O să ajungem mai târziu un mesaj și acolo. Genesa 37:5, dacă pui, Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. Verset 8, frații lui au zis. Doar n-ai să împărățești tu peste noi, dar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l a urât și mai mult din pricina viselor lui și din pricina cuvintelor lui. 19. Ei au zis unul către altul, iată că vine făruitorul făru de vise. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una dintre aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visele lui. 23. Când a ajuns Iosif, la frații săi, aceștia i-au dezbrăcat haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el, l-au luat și l-au aruncat în groapă, da? De la haina pestriță și bucurie la, de la dezamăgirea aceasta. Dumnezeu nu te scapă de luptă, El te împuternicește să le duci biruitor. O, nenorocitule de anotimp! De ce? De ce? De ce? Frații mei au vrut să mă omoare. M-au vândut. O, toate visele de la Dumnezeu cu snopii, cu stelele, ce au fost? Oare o amăgire falsă? Acum, acum eu voi muri rănit, de, rănit și de foame, de sete pe, funde, pe fundul unei grop. Ne-l imaginăm doar pe Osif, da? Oare te regăsești aici? Ce poți lua personal? Oare ai traversat aceasta prin viața ta? Când parcă totul, dar totul, da totul s-a năruit? Poate nu frații, dar poate alți oameni Mă amintesc de Ieremia. Pune, te rog, Ieremia 18, 18. Atunci ei au zis, veni să urzim rele împotriva lui Ieremia, căci doar nu va pieri legea din lipsa de preoți, nici sfatul de lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haideți să-l cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbele lui. Ascultă-mă, Doamne, și, a și auzi glasul potrivnicilor mei. Cu rău se răsplătește binele. căci au săpat o groapă să-mi ia viața. Adu-ți aminte că am stat înaintea ta ca să vorbesc bine pentru ei și să bat mânia ta de la ei. Oceanul timp sinistru, în cerul tace, mana s-a oprit. Haina pestriță a fost luată. Ai pierdut haina care credeai că e haina cu care vei atinge promisiunile lui Dumnezeu. S-a dus. Atâtea întrebări, atâtea justificări îți vin în minte. Da, ei m-au urât că vedeau că îți iubi de tata altfel. Eu aveam cea mai frumoasă haină. Dumnezeu mi-a dat cele mai mărese vise. Asta ar fi spus Iosif, așa-i? Ce spui tu când ești strădat? și-a aruncat în groapă haina ți luată și mânjită în sânge și se spune despre tine, e mort! Judecător 6.23 Și Domnul i-a zis, fii pe pace, nu te teme, nu te teme, nu te teme, căci nu vei muri. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Poate e tot doar un test, poate chiar doar un test în noul anotimp. Spunea Leu Leu Nicolae într-o poezie, în cer pe flor nu poți intra când alții s-au luptat, căci pentru mirele Iisus chiar viața ei și-au dat. Genesa 37, 28. La trecerea negustorilor madianiți, au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicle de arginții ismaeliților, care l-au dus în Egipt. Sclav pentru un timp, totuși, consulat de gândul că nu a murit în acea groapă. Genesa 37:36. 36. Madianiții l-au vândut în Egipt lui Potifar, un dregător al lui Faraon și anume căpetenia străjerilor. Genesa 39, versetul 1. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, că pe un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care îl aduseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Ajută-mă, te rog, cu următorul slide. În anotimpurile vieții, Dumnezeu este cu tine. Te rogi pentru o schimbare în viața ta. În momentul când vine, accept-o. În momentul când vine, accept-o haina restaurării, când totul părea over, gata, caput, zelți, linci, gone. Vine Dumnezeu și spune, nu-i gone, aici ai haina restaurării, pentru că eu sunt Dumnezeu și eu hotărăsc în dreptul fiilor mei. De multe ori noi suntem așa la o masă și avem trei fii, cinci fii, opt fii, șase fii, care, care câți are, da? Și iubim la fel. Iubim la fel pentru că aici e o inimă de tată. Iubim la fel. Dar mă uit la el și la el și mă doare când îi văd că numai nu se pot iubi ei. Dar eu iubesc. Că eu am inimă de tată. Înțelegeți ce vrea Duhul Sfânt să vă spun în dimineața aceasta? Înțelegeți cum ne iubește Dumnezeu? Haina de la curtea lui Potifar. Când vine schimbarea, acceptă Dumnezeu, știe exact ce face. Genesa 39, 3. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. Da! Uitați-l la versetul 5. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie casă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea. Și nu avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Când Dumnezeu e cu tine, Dumnezeu e cu tine. Nu e nu o vorbă. Dumnezeu e cu tine. Și oriunde pășește pasul tău, toți spun despre tine, Dumnezeu e cu omul ăla. Ăsta e Dumnezeul nostru. Să nu povestim povești, să trăim ceea ce vorbim. Doamne, ajută-ne Tu! Vedeți ce a adus acest anotimp în viața lui Iosif? Noi în locul lui probabil eram așa de ocupați să justificăm. Când ajungeam în Egipt, deja ofensat, supărați, ne-au vândut frații, frații mei, m-au vândut. Iosif, Armas rămas credincios. Și nu văd să fi avut vreo atitudine de răzbunare. Zece capitole. Vreo atitudine de răzbunare pe ce s-a întâmplat. Haideți să luăm practic, dragii mei, ceva. Cât de ofensat ești? Cas testul? Cât de puternic te lupți să te aperi, să explici că s-a procedat greșit în dreptul tău, unii chiar ajung să se dea în judecată. Ați mai auzit din asta? Eu am auzit. Unii ajung să se dea în judecată. Să se dea în judecată pe cei care i-au defăimat sau i-au denigrat sau iau au nu știu ce iau. Până acolo ajung unii. Nu știu cui spun lucrurile acestea, dar iau-o ca semnal de alarmă. Poate ai fost marginalizat. Poate chiar în biserica în care ai slujit cu credincioșie. Și vezi că așa de nedrept să acționa cu tine. Pot fi sute de exemple. Analizează-te tu acum personal. Ești ofensat? Ai vrea să lași ca Dumnezeu să folosească situația neplăcută cum numai El o poate face? Ai vrea? Nu știu prin ce treci, dar îți, răspui, îți răspunzi tu la situația ta. Și întrebarea este, reușești în trecerea dintr-un anotimp în altul să nu devii ofensat de mijloacele prin care ești rănit? Și prin care ești traversat? Reușești să taci? Să nu te aperi? Să nu spui o vorbă? Haideți să ne uităm la două exemple trasate de Mântuitorul nostru. Isus spune, te rog, Isaia 53:7. Ăsta e exemplu. Cum să acționezi la ofensă? Când a fost chinuit, și-a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie, și ca o aie mută, înaintea celor ciutând. N-a deschis gura. Marcu 14:60. Atunci, marele preot s-a sculat în picioare, în mijlocul adunării, a întrebat pe Iisus și a zis: Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva ta? Iisus tăcea și nu răspundea nimic. Dragilor, Isus nu ne promite o viață de umblat printre laude și printre aplauze. El a suferit și noi vom suferi. Pune-te rog Ioan 16.33, ascultați un verset așa de frumos. Cred că îl știți pe de și dacă nu știți pe de învățați-l și prostiți luni dimineața mai ales. Și marți, și restul. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Ăsta e Iisus Hristos, în lume veți avea necazuri, nu aplauze, veți avea necazuri. Dar îndrăzniți că eu am biruit lumea. Asta e promisiunea lui Isus Hristos și vreau să ne îmbărbătăm în dimineața aceasta: să rămânem încrezători. El nu ne păzește de anotimpuri. El este cu noi prin ele. Are un plan. Îl crezi tu pe Cuvânt? Îi crezi planul pe Cuvânt? Eu da, Iosif e vândut. Dar rămâne încrezător, ajunge în Egipt, unde are o altă haină a restaurării, cum ziceam. Unde are trecere și Domnul este cu el. De la groapă, în lanțuri, ca un sclav. Câte i mai fi trecut prin minte momentul ăla de sclavie lui Iosif? Dar ție în situațiile tale mai neplăcute. Câte derulez oare? Am dat bani la săraci, am ajutat biserica locală, am fost un bun slujitor, tot ce mi s-a încredințat, m-am -am străduit și l-am și făcut. Și acum, în acuze false, în lanțurile de făimării, de nigrării, te justifici, da? Da, dar să știi că s-a auzit până la Suceava despre ce am făcut eu. Aceste neadevăruri puse în cârca mea. Nu știu, poate cu așa ceva te bați, poate cu altceva te bați. Pune-ți acolo acum, prin ce treci. Și lasă pe Duhul Sfânt să-ți să răspundă și să te încurajeze, că e doar o trecere de la un an de timp la altul și încrede-te în El. Da, da, frații mei v-au vândut, poate spui. Acum sunt un sclav în lanțurile de făimări, haina pestriță mi-a fost luată. Ori mi-au fost luate funcțiile. Poate făcareva care mă ascult ar spune, așa Eu Mi-o luate poleții, o săracu de tine. Lasă că vine timpul când Dumnezeu pune o cunună nouă în capul tău dacă o meriți, are el modalitățile lui de a lucra. Este un anotimp, dar rămâi încrezător sau te aperi tu? Te aperi? Joacă-te, nu vei reuși să te aperi. Dar dacă lași pe el să te apere, el o face altfel. El o face bine. N-ai fi tu drăguț să lași pe Dumnezeu să te apere, că el o face atât de bine. Și până la urmă, dacă El vrea să te treacă prin școlile vieții, unde le vei face? Pe un câmp cu flori, tăvălindu-te în ele, cu haina ta colorată, mană dimineață, da? Food panda, iar un prieten mi-a făcut cinste. Mi-a trimis un meniu în numele Domnului. Alea școlile vieții mele, să crezi tu. Că Domnul nu ne vrea să rămânem mereu și mereu la lapte. Domnul mai vrea ceva mai mult de la noi că nu murea el la Golgota, pentru o adunătură de creștini care rămân la aceleași slove, o viață. Nu. Dumnezeu are un plan măresc să mântuiască Clujul, să mântuiască Oltenia, să mântuiască Banatul, să facă lucrări mari în România. Dar nu poate face dacă doar stăm și ne jucăm de epoleții. El are nevoie de oameni. Ne trezim în dimineața aceasta. Amin? Doamne, vorbește-ne Tu că robii Tăi ascultă. Mai, mai auzi pe câte unul. Mi-a vorbit Dumnezeu că uh, voi vorbi la un sim mari, Chiar? Fiind înțelept. Și în că, învață că unele promisiuni sunt între tine și Dumnezeu. Atât. Și momentul când le povestești public se face prea posibil. În loc de uimire și apreciere, mai degrabă, invidie și ură împotriva ta. Oamenii nu vor simți cu promisiunile lui Dumnezeu pentru viața ta la fel ca tine. Învățăm de la experiențele lui Iosif, azi, așa ai? Ajută-ne, Doamne, să învățăm tot ce e de învățat din Scripturi. Dumnezeu face ceva deosebit cu Iosif. O mare trecere. Îl duce într-o țară nouă și, de fapt, pas cu pas, nu era altceva decât că Dumnezeu punea piesă cu piesă la planul la care lucra cu viața lui Iosif și nu numai cu viața lui Iosif, cu generații să vină de după Iosif. Și, dragilor, aici, în, în noul anotimp, are o haină specială, autoritare. Are atâta trecere și apro... i-a apreciat de niște străini care sunt uimiți de înțelepciunea și trecerea lui și că Domnul este cu el. Poate ești într-un anotimp în care te uiți în urmă și spui Dumnezeu a îngăduit să fiu urât și marginalizat, dar El mi-a făcut dreptate și Acum sunt la o altă stare. Și da, nu mai am haina colorată pe striță, dar aia a fost pentru atunci. Dar continui să am promisiunile lui și acum am o haină atât mai bună. Și poate spune asta e haina promisiunii lui Dumnezeu, vedeți voi? Ne rugăm cu foc. Doamne, a o schimbare! De câte ori vă rugați așa? De câte ori ne rugăm așa? Doamne, a o schimbare! O trezire în viața mea! Și când Dumnezeu schimbă timpul ne îngrijorăm că îi curge nasul, da? Vine polenul, când se schimbă dramatic, îi pai. Când vine căldura asta mare, tot să-ți pe pe lubeniță, pe, pe ce, vreți, dar ceva cu gheață numai să fie. O mai da și din cer, domnul, gheață. Numai să ne mai răcorim un pic, că deja ne deranjează, da? Ne curge nasul la alergiile care vin cu schimbările anotimpurilor. S-a schimbat anul timpul. Ai dat puternic în alergie, așa -i? Preocupare mare acum nu mai este cine ne-a vândut, și acum e problema că avem alergii. Și în noul sezon, corpul se luptă puternic să se adapteze. Doamne, ajută-ne să fim oameni răbdători, să fim conștienți. Cum spuneam, că totul lucrează înspre binele celor care îl iubesc pe El, îl iubești pe El. Dragilor, oamenii al lui Dumnezeu, anotimpurile la schimbare nu sunt plăcute. Dar așa cum în pilda vasului, în mâna olarului, se întâmplă multe în procesul schimbării, așa este. Trebuie să avem liniște. Că ce se întâmplă este spre formarea noastră. În palma Lui. Amin. Și poate acum te ții de noua haină. Cu siguranță că zici în tine, asta este haina promisiunilor Lui Dumnezeu. Până ce și aceasta este lăsată în mâinile soției lui Potifar. Și urmează un alt anotimp, o închisoare pe nedrept, haina portocalie. Schimbă slide-ul, te rog. Am pus una portocalie că în, în vremurile noastre când vezi haina asta deja e clar ce e. Și aia dungată de la gherla se mai înțelege, dar nu înțeleg tot zapasta deja și generația nouă înțelege clar. În anotimpurile vieții Dumnezeu este cu tine, dar nu deveni prea confortabil, pot fi mai mult decât doar o schimbare majoră în viața ta. Iată la Iosif a venit haina întristării la un, la un atât. Hai să ne uităm un pic în Scripturi, așa fugitiv. Genesa 39, 7. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, Culcă-te cu mine! El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are el. Nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine. Pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreune cu ea. Într-o zi, când intrase în casă, ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine! El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că i-a lăsat haina în mână și fugiseră afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis, vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi! Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare și când a văzut, Că ridic glasul și strig și-a lăsat haina lângă mine și-a fugit. Versetul 19. După ce a auzit cuvintele nevestei sale care zicea, Iată ce mi-a făcut robul tău! Stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță. În locul unde erau închiși, în temnițații împă împăratului. Și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Wow! După doar câteva minute. O altă schimbare atât de majoră, atât de cruntă, atât de gravă. Pe când spuneai, o, oh, de mine, că Domnul m-a trecut prin vale și m-a ridicat. Iată-mă în pușcărie cu haina care chiar nu vreau să port. Deci, haina colorată de la tătucu, da. Haina cea unui prinț de la Potifar care m-a iubit și m-a apreciat, da. Dar asta de la Gherla, nu. Nu, nu, nu. Ești ofensat? Iarăși. Ești ofensat să te aperi? O femeie ți-a întins o capcană, o cursă și acum suferi. Poate scandal pe media, infidelitate sexuală. Toate diplomele ți s-au mișcat așa printre rafturi din cauza unei femei. Iosif a fugit. A zis, este scris. Ne imaginăm, da? El a reușit să biruie această ispită. Dar tot a știu Vicleana acum să îl învinuie chiar și pe nedrept. Tu rostește, este scris deavole, înapoi, înapoi a mea, rezistă, exersează lucrul acesta. Dumnezeu nu te scapă de lupte, cum ziceam, El te împuternicește să le duci biruitori. Bun, da. să lămurim mai mult. Stăm liniștiți. Exemplul lui Iosif în Scripturi, în privința aceasta, e cel al perfecțiunii dumnezești în imoralitate sexuală, pentru că el a fugit. Dar să ne uităm la David cu Baceva, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul, da? Țineți minte. David o privește de la balcon, o poftește, se culcă cu ea, îi omoară soțul ca să nu mai bruieze și el pe acolo, o ia de nevastă și vei zice, da, dar Biblia zice că David a fost om după inima lui, da. A fost om după inima lui pentru că s-a pocăit și s-a restaurat dar vreau să țineți minte ceva. Dumnezeu pedesește păcatul. Păcatul lui pe parcursul vieții lui, chiar dacă îi mântuiește sufletul. Știți povestea cum îi moare primul fiu? Știți? Sabia te va urmări toată viața. Știți? Felul jos da? La bătrânețe, cum se încălzea. N-a avut-o ușor. Joacă-te cu păcatul și vei plăti amarnic. Poate, poate nu-ți vei pierde sufletul dacă te pocăiești. Dar să știi că vei plăti. Păcatele au consecință. Îl țineți minte pe Samson cu Dalila. Tată, vreau! Și gata. Nu l-a mai interesat ce a vorbit Dumnezeu în dreptul chemării lui. Ce da, ce nu, ce i permis legat de fetele din popor, cu cine i permis lui ca slujitor să se căsătorească. Nu l-a mai interesat, dar l-a costat mult. El ajunge orb, el ajunge cu o haină din asta și cu haina asta pe el de fapt moare. Asta e prețul păcatului. E un harcă că fugi de ispită. Și asta e varianta dumnezească. Ajută-ne, Doamne, într-o societate, tot mai cum zicea Lot, își chinuia sufletul în fiecare zi la poarta cetății. Țineți minte și pasajul ăla din Scriptură. Noi să avem tăria să fugim de ispită și dacă într-un fel sau altul te cercetezi și te simți căzut, nu uita, există o haină a restaurării pentru tine și doar fă pașii pocăinței nu rămâne așa, nu te lăsa așa, chiar nu-i de joacă. Iosif vede că haina restaurării e smulsă de o femeie vicleană, iar acum poartă haina întristării, haina aceasta a pușcăriei, dar cu siguranță Iosif știe că asta nu este haina promisiunilor lui Dumnezeu, el realizează că în viață sunt anotimpuri, e de admirat continuitatea lui, caracterul lui. Nici aici nu-l găsim ocupat cu a justifica nu cade ofensat de circumstanțe. Pune-te rog Genesa 39, 21. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai mare lui temniței. Și mai marele temniței a pus sub privirea lui pe toți întemnițații care erau în temniță și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el. Și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Extraordinar lucrează Dumnezeu. clădește credința pe ce deja Dumnezeu a făcut în viața ta, nu pe ce încă nu a făcut. Amin? Când Dumnezeu tace, vei avea nevoie de amintirile a ceea ce a făcut în viața ta ca să treci testul. Viața e croită de sezoane, de anotimpuri, cum spuneam. Dumnezeu le controlează. El controlează timpurile și anotimpurile. Poate cineva te-a aruncat în sezonul în care ești, datorită unor situații critice. Poate cum a pățit-o Iosif, poate COVID-ul. Pe câți ne-a mai aruncat în alt sezon COVID-ul ăsta? Războiul când a început, crize financiare de peste viață. Toate lucrurile astea aduc un alt sezon, un alt anul timp. Nu uita, Dumnezeu este în control, El conduce tot. Alt sezon vine, așa cum viața ți a devenit dificilă datorită unor oameni. Dumnezeu va trimite alți oameni care vor aduce un alt sezon. Calendarul lui Dumnezeu va schimba ceva pentru gloria Lui în viața ta. Sezonul se schimbă când unii oameni pleacă din viața ta. Viitorul tău nu este conectat de oameni care, de oamenii care te-au părăsit. El este conectat de Dumnezeu care a rămas. Ați înțeles? Viitorul tău nu este conectat de oamenii care te-au părăsit. E conectat de Dumnezeu care a rămas cu tine, cu tine, cu tine, cu tine, cu tine, cu mine. Sunt unii oameni în viața noastră care, știți cum sunt, Constructorii știm. Îți ca o schelă pe exteriorul. Da? Îți doar ca o schelă, doar pentru un timp. Nu te lăsa niciodată dependent de oameni, indiferent de faima lor. Oamenii sunt oameni. Dumnezeu ne, cre ne, ne cheamă să ne încredem în Dumnezeu. Consacrarea de astăzi aduce cucerirea de mâine. Sfințirea de azi, puritatea de azi, va fi plăcerea de mâine. După ce, plăcerea spirituală, sfântă. Dacă te sfințești azi, vei culege mâine. Nu fi surprins dacă un sezon a marcat noi provocări. Ești descurajat? Parcă viața se agravează, parcă nimic nu se schimbă? Ai răbdare! Nu mai citesc, dar știți voi, timpul acela în pușcărie cu visele, cu paharnicul, după avisele care vin în exterior se aude că cineva are darul ăsta din partea lui Dumnezeu să, să le tălmăcească. Da? Dacă înainte de închisoare era la curtea lui Potifar, după închisoare este la curtea lui Faraon. Ba mai mult, îi se pune un inel în deget și al doilea om după Faraon peste Egipt e prim-ministru. Ăsta e Dumnezeu. Pune-te rog Daniel 2.21. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepele celor pricepuți. Și iată așa ajunge haina promisiunilor lui Dumnezeu la planul de restaurare a relației cu frații lui. Și la împlinirea visului cu snopii care s-au aruncat în față la pământ înaintea snopului lui. Pune-te rog ultimul slide în anotimpurile vieții, Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu are un plan cu viața ta. Îl crezi pe cuvânt, El, El împlinește. Asta e haina promisiunii lui Dumnezeu. Genesa 41:14. 14. Faraon a trimis să cheme pe Iosif. L-a scos în grabă din temniță. Iosif s-a ras și a schimbat hainele și s-a dus la faraon. Faraon a zis lui Iosif, am visat un vis. Nimeni nu l-a putut elmăci. și am aflat că tu tălmăcești un vis în după ce l-auzi, după ce l-ai auzit. Iosif a răspuns lui Faraon, nu eu. Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon. Versetul 38. Și Faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu. Și Faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscute toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Faraon a zis lui Iosif, uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif. L-a îmbrăcat cu haine de insubțire și a pus un lanț de aur la gât. Dumnezeu te duce de la eliberare la stăpânire. Când Dumnezeu zia proviziile, se schimbă sezonul, te duce la prosperitate. Și aceasta nu este o Evanghelie a prosperității, este cuvântul lui. Mana e oprită când urmează un alt sezon. Mana e minunea lui, dar nu promisiunea lui. Mana e o provizie miraculoasă pe drumul spre promisiunea care nu e mana, e laptele. E laptele și mierea. Dumnezeu ne mută din sezonul sărăciei, ca robia Egiptului, în sezonul manei miraculoase și în țara promisiunii. În țara promisă, unde toate se perfecționează în voia Lui. Muncim și avem lapte și avem miere. Dumnezeu te vrea o conductă de binecuvântare să poți lucra pentru împărăția Lui. Mana a dispărut. Disperi? Poate e timpul tău în care pășești în țara promisă, în noul anul timp Majoritatea problemelor noastre nu sunt un portofel, sunt un mintea noastră. Nu uita că tu trăiești sub economia împărăției lui Dumnezeu. În istoria noastră este vorba de planul lui Dumnezeu cu Iosif și ca urmare reuniunea cu familia lui, salvarea lor de la înfometare în acei șapte ani de foamete. Mai mult, începe un timp de sute de ani în care generații urmează să crească ca popor acolo. Planul lui Dumnezeu este continuu. Se leagă ca o avalanșă de evenimente, de timpuri, de oameni, de popoare. În cazul meu, în cazul tău, poate aceasta este ultima haină. Acest ultim punct al mesajului poate înseamnă promisiunea eternă. Maranata. Promisiunea eternă. Momentul în care pășim dincolo în eternitatea cu El. Și poate încă spui, da, dar frații Lui care L-au vândut, merită o răzbunare strajnică acum. Ascultați versetele acestea. Genesa 45:4. 4. Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El a zis, eu sunt fratele vostru Iosif pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Și spunem, da, dar totuși au săvârșit un așa mare rău să-i simuleze moartea, să-l vândă, să mintă pe tatăl lor că e mort. Cât au chinuit bătrânul ăsta, toate sub orchestrarea lui Iuda, fratele cel mare. Citește, te rog, acasă, că în nu timp, citește acasă Genesa 38. Și vezi ce face Dumnezeu în viața lui Iuda. O să înțelege modul, cum ziceam, că Dumnezeu e la masă și îl iubește și pe el. Dar tare dragă e și de el și știe El cum se cupe de amândoi. Așa că aveți grijă și de voi doi între voi, da? Lasă timpul lui Dumnezeu și planurile Lui care schimbă inimi. Rețineți testul care Iosif l-a făcut cu paharul, da? În sacul de grâu. A vrut așa să le testeze inima. Hai să citim foarte fugitiv. S-a aproape gata cu mesajul Genesa 44, 16 Iuda Știți cine e Iuda, da? Fratele mare Iuda a răspuns Ce să mai spunem Domnul nostru? Cum să mai vorbim? Cum să ne mai îndreptățim? Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi. Iată-ne robi ai Domnului nostru. Noi și acela la care s-a găsit paharul 27. Robul tău, tatăl nostru ne-a zis, voi știți că nevastă mea mi-a născut doi fii. Unul a ieșit de la mine și cred că a fost sfârșiat, negrăjit de viare, căci nu l-am mai văzut până astăzi. Dacă mai luați și pe acesta și se va întâmpla vreo nenorocire, cu durere în veți cobor bătrânețile în locuința morților, Îngăduie, dar te rog, robului tău să rămână în locul băiatului, ca rob al Domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi. Cum mă voi putea sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Aș să nu vadă mâhnirea tatălui meu. Concluzia. Nu te lăsa ofensat când suferi pe nedrept, Dumnezeu totdeauna îți va face El dreptate și știe să lucreze atât de tainic și de bine la fiecare suflet. El poate restaura, El lucrează la toate inimile. Tot timpul gândește-te că și cel prin care ai fost întristat, și el, și ea sunt copii acelui Dumnezeu. Ai face mai bine în loc să te justifici să te rogi ca Dumnezeu, în suveranitatea Lui, să aducă El claritate. Haina care nu o mai poate lua nici femeia vicleană, nici frații geloși, la starea aceasta, potrivit promisiunii lui Dumnezeu, trebuie să ajungem fiecare din noi. Și pune de final, te rog, Iacov 1.12. Ferice de cel ce rabdă ispită, căci după ce a fost găsit bun, va primi cu una vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Amin.